Și încă o dorință este când se primesc legile, legile care ne conduc pe noi, pe toți, pe calea cea bună, s-ar părea, adeseori sunt care ne dezbat de la calea cea bună și ne îndreaptă pe altă cale. De unica numai pricină că suntem mai sărăcăcioși, adeseori aplicăm urechea și ascultăm pe toți cei care vin din altele țări și ne îndeamnă pe care care să mergem. Eu vorbesc, dumneavoastră deja probabil cunoașteți, despre legea care a fost mult discutată și în Parlament, și în societatea noastră, și mai mult în bisericile noastre, și în Metropolia Moldovei, și în Metropolia Basarabiei, și în Biserica Romană Catolică, și adventiștii, și baptiștii, toți au discutat această temă. Minoritățile sexuale. Suntem o țară creștină și suntem, după sondajul care s-a făcut atunci, 98% au spus că sunt creștini, 2% care îi susțin pe aceste minorități. Și este pentru noi o înjosire celorlalți 98% să fim egali cu acele 2%. Da, noi, Biserica Ortodoxă, propovăduim. Mulțumesc. Propovăduim că trebuie să îi iubim. Noi îi iubim pe toți, îi ajutăm pe toți, dar fiind în țara noastră, dânșii totuși trebuie să supună la obiceiurile noastre strămoșești, care au existat pe acest pământ. Chiar și astăzi, discutând împreună cu domnul președinte al Parlamentului, am vorbit despre aceea de când a apărut creștinătatea pe acest pământ. Și toți, într-o voce, vorbim în primul secol, când Sfântul Apostol Andrei cel I chemat a încreștinat acest pământ și de atunci până în prezent suntem creștini.